seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Seara Bună din Bihor. Eu sunt Ziana Toader Ardelean, sunt gazda dumneavoastră și în această seară. Așa cum v-am promis și în edițiile trecute, voi aduce în casele dumneavoastră artiști de seamă, cântece și povești frumoase. În această seară am alături de mine o familie frumoasă, talentată și iubită a Bihorului. Este vorba despre Simona Costin Mateș și Ionuț Mateș. Bine ați venit, dragilor! Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm că suntem la tine în emisiune și salutăm toți telespectatorii și să fiți cu ochii pe noi în această seară. Simona și Ionuț, o familie muzicală, pot să spun, în această seară, atât eu cât și telespectatorii care ne urmăresc, vrem să aflăm cât mai multe lucruri, atât pe plan personal, cât și profesional, despre voi. Așa că dăm voi, Ionuț, înainte, doamnele, să încep cu Simona. Liniștiți! Așa, încep cu Simona, să o întreb, de unde vine mai exact, unde te-ai născut, unde ai copilărit? Eu m-am născut în Oradea, dar părinții mei se trag din zona Veiușului, mai exact din satul Vărășe. Și copilăriile mele acolo le-am petrecut și mă mândresc cu asta pentru că, din păcate, copiii din ziua de azi prea puțin mai au copilăria care am avut-o noi. Și noi chiar ne bucură de o copilărie tare frumoasă. Așa este, așa este. Ce amintiri te leagă de copilărie? Mergeai la bunici în sat, bunici, unde? Da. La Vărășeni? Da, la bunicii din partea mamei mergeam foarte, foarte des și eu mai am încă pe bunica. Dumnezeu să mă țină sănătoasă pentru că ea e sufletul meu și o iubesc din toată inima. Chiar a avut grijă de noi foarte mult. Și m-am petrecut acolo copilările, așa cum am zis, și mă leagă de ea multe. Și vreau să am încă multe lângă mine, dacă vrea Dumnezeu. Așa, să fie, Doamne ajută, să-i dea sănătate, să te poată auzi cântând, așa de frumos, tu și pe tine și pe Ionuț. Vreau să-l întreb și pe Ionuț, să știe telespectatorii noștri, de unde vine el, pentru că nu este bihorean, el este o vinitură, așa ca și el e bogotat. Așa ca și mine. Eu, cum să zic, un pic mai complicat, adică complicat. S-a născut și eu în județul Cluj la Huiedin, adică... Cum să spun, îți născut în Huiedin cu origini moțești, ca să zic așa. Păstă de al de tine, dacă stau da. Calculez, ești de al tău. Doar că tu ești născut în județul Cluj, dar păstă de al e județul Alba. Adică părinții mei sunt de la Mătișești, comuna Horea. Ambii părinți, ei s-au mutat la Huiedin și acolo m-am născut eu. Deci eu sunt din Huiedin și am venit la Oradea la școală, după care aici mi-am făcut un rost în viață. Te-ai stabilit aici. M-am stabilit, da. Aici. Ce-ți place mai mult? Zona de unde te-ai născut sau zona în care m-am născut eu nu pot să spun că nu-i frumoasă, nu. Dar deja acum sunt în balanțul în care am fost mai mulți ani aici ca și acolo. Și sigur că mă leagă mult mai multe aici. Copilăria, da, de Bihor. Copilăria mea a fost iar mult la moți, la bunicii mei în sat. Dar după ce m-am mutat la Oradea, sigur că toată viața ia o altă amploare aici. Nu-i, să zic, ca și... Da, unde te-ai născut, sigur, e imposibil să uiți de unde ai plecat și de unde ai rădăcinile, de unde ești. Dar sincer, acum, dacă ar mai întreba de să răspund, mai mult îmi place în Oradea acum. Că, cum să zic, aici am tot, aici am prieteni, am cunoștințele, familia, până și neamuri. Și familia. Familia nu mai intră în discuție, clar. Familia și tot. Simona, dragă, mama ta, Felicia Costin, este și ea o interpretă de valoare a Bihorului. Spune-mi, te rog, cum s-a lipit cântecul de inima ta? Dacă a avut mama ta vreo influență asupra ta? Mama și-a dorit să cântăm, ca orice părinte, cred că ne dorim ca să avem urmași. Dar nu, niciodată nu m-a forțat, nu m-a zis, Simona, trebuie să cânt. Nu. Mai mult că nu eram un talent de când eram copil, nu, chiar nu. După aia am devenit talentată. Dar așa cum am spus, când a fost copil, nu. Mama mea nu m-a niciodată, nici pe mine, nici pe fratele meu, nu ne-a îndrumat. Nu, trebuie să cântați. V-a lăsat să alegeți voi. Exact. Ce ne dorim noi. Exact. Ce vă doriți voi. Și e un lucru foarte bun.
Da. Și am de gând să fac așa și eu cu Achim. Care a fost primul spectacol la care ai participat și ce melodie ai cântat, ce cântec ai cântat pentru prima dată, când ai urcat pe scenă? Când am urcat pe scenă, eu eram la liceu de muzică și am intrat direct în concurs. Și primul concurs al meu a fost Tinere Talente. Iar juriul dădea note pe vremea aia, știi? Numai note nici aveam. După care evoluția mea a fost foarte mare, ziceau profesorii, pentru că la scurt timp erau două concursuri în județul Bihor. Erau Tinere Talente și Mândrii Cântec cu Bihor. Nu știu dacă, cred că Mândrii Cântec cu Bihor pe ei. Dar la distanță de Tinere Talente toamna și Mândrii Cântec cu Bihor era undeva prin mai. Deci nici măcar un an nu era între ele și deja evoluția mea era foarte mare. Deja la câteva luni luase mențiune la concursul Mândrii Cântec cu Bihor, după aia locul întâi și la Tinere Talente la câteva luni. Deci ai muncit. Nu am muncit, nu știu, mi s-a schimbat vocea foarte mult. Nu știu, cred că cel de sus și-a dorit și-a avut un plan cu mine. Cât de mari au fost emoțiile? Foarte mari. Prima dată. Foarte mari erau emoțiile și mai mult că aveam pe mama și na, mă critica. Nu ai făcut bine acolo, n-ai dorit bine acolo, sigur, nu ți-o ieși bine acolo. Hai, mami, hai să mai lucrez un pic în borcan, mă, tu le-ați auzit. Da. Vrea să te ajute. Da, normal. Da, mami întotdeauna a fost omul care m-a susținut și m-a îndrumat să fac tot ce mai bine. Și pentru asta îi mulțumesc din suflet și tatălui meu, pentru că a avut o contribuție foarte mare în melodiile pe care eu le-am în repertoriul meu de la începuturile mele, înainte să fiu cu Ionuț. El ți-a creat textele? Da. De exemplu, cântă Higigiș, care este o melodie, zic eu, pe care o cântă multă lume și cunoscută și mă bucur din suflet pentru asta. E creată de tati tot. Melodie, text, tot. Frumos. Da. Ionuț, povestește-ne și tu cum ai început tu să cânți. La mine a fost din familie. Adică lasă-mă numai un pic te întrerup. Adică noi am fost norocoși amândoi. Eu am avut-o pe mama și el pe tata. Da? Vezi cum s-o băgat acum. Dar îi dau voie. Adică, clar, cum o zici și ea, tati a cântat la taragot, mai puțin la saxofon, dar cu taragotul a fost el cunoscut. Vorbesc cunoscut regional, da. Pe partea de zona Huiedinului, ca să zic așa. Sigur că, cum a zis Simona, ca și orice părinte își dorește pentru copilul lui să cânte. Eu am încercat și sora mea să cânte, nu prea s-o ținut, nu că n-ar fi avut talent, nu s-o prea ținut de treabă, dar în fine. Și ajungând la mine, fiind cel mai mic din familie, noi suntem doi frați, dar eu eram la o diferență foarte mare de sora mea, am început să mă facă să îndrăgesc muzica. Ei, zice, eu am cântat o viață la taragot, pe tine, dragul tata, te pun să cânți la vioară. Știi că, adică, cum să zic, eu născut într-o zonă de cu cei mai mulți suflători, adică vreau să zic că acolo era... Ți-a pus vioara în mână. Da, o zis, mă, zice, să nu tragi cum am tras eu, adică să-ți fie mult mai ușor și iei vioara și cânți la vioară. N-am, sigur, fiind în Huiedin, ai fost în, să zic, în Oradea sau în Cluj, să zici că ai un liceu de muzică, să te poți școla oarecum mai bine și așa mai departe. Mi-a băgat acasă un profesor cu note, cu tot. Am vorbit cu el, Dumnezeu să-l ierte, micul al chema, de la Huiedin. El mi-a pus vioara în mână, ca să zic așa, după care, la foarte, foarte scurt timp, era un ansamblu, Clubul Copiilor Huiedin, la care era domnul Bota Ioan, și îl salut dacă ne vede. Concomitent cu domnul Bota și cu domnul Nicula, ei au fost profesori și dascălii mei în plecarea mea, dar cu vioara, cum spun. Ei, nu că nu mi-a plăcut vioara. Nu m-am putut regăsi foarte mult în vioară și am început să iau fluierul de la tata. Tata nu că nu vroia să mă, dar nu vroia să zice lasă-l, cântă cu vioara, n-a bun. Eu studiam cu vioara și nu știu ce, până pe la clasa a
patra, a cincea, cam așa, și tot iau fluierul de la tata. La un moment dat, tata cânta la nunț, mergea la nunț, venea acasă. Bineînțeles, pe vremea lui Ceaușescu trebuia să ai și serviciu, el lucra la o instituție acolo în Huiedin. Eu mai luam taragotul din, avea un diplomat și venea de la cântat. Bun, nu ziceam nimic, nu mergea la servici, luam taragotul de la el din geantă și încercam să suflu pe taragot cumva cam ce l-am văzut eu pe tata când a probat el taragotul, știi? Și începeam să scot note și tot, puneam gura ca și el, făceam ca și el, tot. Și sigur că m-a ajutat și vioara, dacă anumite note, anumite, cum să spun, le asociam eu oarecum cu taragotul de pe vioară. Și așa am început eu să încep să cânt cât de cât la fluier și la taragot. Dar într-o după masă a venit tata mai repede de la servici și noi stăteam la bloc, la etajul 3 și până am auzit eu, adică nu l-am auzit că vine, venea mai repede și am luat taragotul și cânta și el m-a auzit pe scară, cântând. Și atunci eu când am o băgat cheia în ușă, eu rapid să-mi pun taragotul la loc. Nu la loc și atunci zice, măi copile, așa au zis către mine, măi copile, tu ai cântat la taragot? Da, un pic am, cât am putut, nu puteam să-l mințesc, că te-am auzit pe scări. Și în momentul ăla au zis, cântă, dar numai pentru tine. Adică tati se referea la, din punctul lui de vedere, să cânt la taragot, numai pentru mine, să nu cumva să las vioara și să cânt în continuare la vioară și taragotul să-l fac de plăcere. Ei, la mine nu s-a întâmplat așa. Pentru că eu am început să cânt cu taragotul tot mai mult și... Tot mai drag, da. Și până în clasa a 8-a, mai mă duceam așa, între a 8-a, adică termina 8-a și zice, te dau la școala de artă la Cluj. Și am făcut la Cluj, în paralel, și vioară și taragot la școala de artă. În fine, a fost iar o etapă, zic eu, frumoasă din viață, în care iar mi-au dat niște începuturi în muzică, pentru că a fost cu totul altceva, m-am bătut de cu totul altă treabă. Am început în Cluj și aveam niște colegi acolo la taraful școlii de artă, încât așa ne ambiționam unul pe altul. Și am început să... Adică îmi plăcea foarte mult, dar nu știam cu ce să mănânc armonia. Și am început eu cu pian, pe acolo, făceam armonie după unul, după altul, am văzut pe ăla, bă, ăla cântă și cu vioara și cu acordeonul, ăla cântă și la taragot, ăla nu știu ce. Și am avut o grămadă de colegi de acolo care, zic eu, că ne-am ambiționat unul pe altul și am început un pic cu clapele, nu știu ce, na, a fost ok. În 94-95, având un coleg cu mine în liceu în Huiedin, el era tot la Clubul Copilul și am continuat, am fost și colegi Muri, Cipri Mureșan de la Huiedin, îl salut. Am început și ne-am făcut noi o formație la Huiedin și tata, el vrea să se cam lase de cântat și nu mi-o dat șanse, dar bă, astea mă, îi mai are și pe la anunț, îi mai are și orice părinte, am să-mi ușurez eu munca. Dar eu cam neglijam un pic vioara. Pentru că mă îndreptam pe... Am prins drag de încă nu de saxofon, doar de taragot. Și am cântat așa la nunț, mult, cu Muri, prin 96 sau 97, l-am luat din nou pe tata cu mine. Eu l-am luat în trupă pe tata cu mine și am continuat, nu știu, vreo 2-3 ani, după care tata a zis că se retrage, că vine muzica nouă din spate, nu știu ce, și îl biruia. Eu acum îl înțeleg pe el, atunci nu l-am înțeles, dar sigur că muzica evoluează foarte mult și se schimbă de la o zi la alta. Prin 99 am plecat, acum spun cu ani, așa că de cât îmi amintesc eu, 99 am plecat într-un turneu în China cu ansamblul Someșu din Cluj, cu domnul Dejeu, îl salută și pe dânsul. Și acolo, în China, am văzut un saxofon auriu într-un magazin, într-o vitrină,
Eu, având un saxofon, acum spun și marca, un Timiș, de la bătrân, așa era, pe 98 când am început eu să bâșbui un pic pe saxofon, numai norocul mi-a fost că m-a schimbat oarecum, în 99 când m-am dus în China să-mi cumpăr toată diurna aia care ne-o dea nouă de la spectacole și așa, am dat-o pe saxofonul ăla, ca să-mi iau saxofonul ăla din vitrină. Așa drag ar fi. Da. Și atunci am venit acasă în 6 decembrie, nu uite că trăiesc, era o grevă, nu știu ce grevă cu trenurile, au trebuit să venim cu autobuzele din București, cum am aterizat noi atunci. Am venit acasă și până de Crăciun, eu aveam un bal de Crăciun de cântat. Și până de Crăciun mâncam saxofonul. Deci atât am învățat din 6 decembrie până 25, cum ar veni, în 25 am avut, deja cântam foarte bine și cursiv pentru vremea aia și pentru ce știam atunci, eram foarte bun la saxofon. Da. Și așa au fost începuturile mele. Sunt multe, poate nu mai trec peste ele, cât de mai trebuie. Povestea ta, Ionuț, 6 ani, bineînțeles, 2 artiști împliniți, talentați, frumoși. Eu zic să ne și cântați pentru că telespectatorii noștri de-abia așteaptă să vă ascultă. Cu tot dragul. Am revenit din nou în platoul Bihor TV. Pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, invitații mei din această seară sunt mai Ionuț Matea și Simona Costin. Da! Bună seară la toată lumea! Da, Simona, vreau să vorbesc din nou cu tine, să te întreb. Sigur. Ai declarat public că la vârsta de 14 ani ai rămas fără voce și când ar fi trebuit să aibă loc operația care să te ajute să îți recapeți vocea, ți-a revenit o altă voce. Ca prin minune, nu? Zic eu. A fost o minune de la Dumnezeu. Povestește-ne cum s-a întâmplat totul. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, nu mă pot mândri că am cântat de mic copil. Asta datorită faptului că s-a întâmplat minunea asta la 14 anișori cu mine. Pur și simplu am muțit. Să nu poți să spui nici măcar nimic. S-au speriat părinții mei și eu, bineînțeles, că nu mai puteam să zic nimic. Asta s-a întâmplat 2 săptămâni. Am fost fără grai. Ai mei m-au dus la doctor, la ORL, programase, după cele 2 săptămâni, era lunia, nu o să fie niciodată, și trebuia să mă duc să mă operez de cică de polipi. Și în ziua în care eu trebuia să mă duc să mă operez, așa cum am mai zis și repet, Dumnezeu cred că a avut un alt plan cu mine și mi-a revenit vocea, dar un alt timbru vocal, despre care eu spuneam că am fost la concursul și evoluția mea era foarte mare. Pentru că eu, toată lumea, toți profesorii din liceu ziceau, Doamne, fata asta, dacă mă întorc, zici că are ceva voce de femeie de 30 de ani, exact așa s-au exprimat. Dar aveam o voce foarte matură pentru vârsta aia. Deci Dumnezeu așa a vrut, ca eu să cânt și a avut un cel cu mine în viața asta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am astăzi și tot ceea ce sunt astăzi. Așa s-a întâmplat. Da. Nu a fost un moment plăcut nici pentru mine, cum am zis, și pentru părinții mei, dar Dumnezeu a știut de ce și pentru ce. Da, așa este, așa este. Care este cel mai mare vis pe care dorești să-l împlinești legat de muzica populară? Cariera ta muzicală, să zic așa. Dumnezeu mi-a dat, cred că, mai mult decât am visat. Nu pot să cer mai mult. Îi mulțumesc, deci, cum am zis, pentru tot. Sunt foarte împlinită. Într-adevăr, trebuie să lucrez, pentru că, din păcate, așa cum a zis și Ionuț, muzica evoluează de la o zi la alta și ne mirăm de treaba asta și ne pare rău că ceea ce reprezentăm noi, adică muzica de Bihor, poate nu mai e ceea ce am dorit noi să fie. Și nu putem să ieșim așa de mult în față cum ne-am dorit. Vezi tu că se schimbă toate... Se schimba și genurile. Da, și trebuie să ne adaptăm până la urmă și asta și facem. Dar nu uităm că suntem, adică eu, că sunt bihoreancă și că reprezint Bihorul și iubesc Bihorul. Și noi nu să ne oprim niciodată. Nu, niciodată. Din a face melodii. Din a face melodii de folclor. Da, dar pe lângă ca să ții pasul și ritmul cu ce se întâmplă și ce este în ziua de azi, musai să mai faci și câte... Alte genuri de muzică. Da. Am fost la un concurs, Mărioara Murărescu, Dumnezeu să o ierte, a zis că nu cânti de toate, nu ești bun.
Bine, eu cred că ea s-a referit nu când zi toate din toate zonele. Eu spun că la ea am auzit vorba. Nu știu. Da. Cu toate că ea nu era foarte de acord cu partea asta, că să cânt și altceva, când a ieșit un pic din folclor, vreau să zic. Da, da. Dar așa faceți voi. Cred că așa un pic, poate a fost un pic arogant din partea dânsei, nu când de toate nu ești bun, știi, sau nu ești căutat, știi. Păi, a avut dreptate și ea. Are și ea, a avut dreptate în felul ei. Da. La evenimentele la care mergeți împreună cu formația voastră, ce cântați mai mult? Populară sau depinde în ce zonă. Exact. Sunteți exact invitați. Dar... Da, așa faceți o medie, să-mi spuneți. Acum mai încoace, să zic, cântăm foarte multe manele. Multe manele. Populară, cântăm, dar... Muzică de petrecere. Etno. Da, muzică asta de petrecere. Astea se Asta se cere acum. Bine, și nu uit, clar că ne cântăm și zona de bihor, dar... Nu putem face un criteriu așa, să zici că... Da, asta merge bine, sută, că nu trebuie să ne ascundem. Doamne, cam așa ar fi. Asta e prezentul care trebuie. Totuși, noi încă mai cântăm populară foarte mult în zonele în care mergem. Da, voi aveți evenimente multe la Arad, am văzut. Arad, Alba. Alba, și acolo se mai păstrează. Da, și acolo mai păstrează și ne bucurăm că se păstrează. Da. Bine ar fi să se păstreze și aici, așa. Da, da. Dar, am fost aici cam... Da, din păcate. Știi că am fost la o nuntă și mi-a rămas întipărit în minte anul acesta. Gârda și Arieșeni a fost nuntă. Da. Acolo deci vreau populară. Să spun... Și atâta de mult am cântat. O zis Răzvan, colegul meu de la acordeon, Simona. Vreau să văd acum că tu cânti. No, tu ai mult repertoriu de bihor. Ți se termină seara asta. Și nu s-a terminat, nu? Nu. Zice, vreau să văd dacă repet o melodie. Băi, eu nu repet, că nu-mi place să repet nicio melodie, da? Pentru el e un pic surprinzător că mai sunt melodii care poate nu le-am mai cântat noi atunci cu și el. Și arhivă, cum fiind mai vechi. Da. Adică de noi cântate acum de atâția ani cu Cornel, cu asta și zice, bă, dar asta care e? Că acum parcă pe asta n-am mai auzit-o, știi? Acum, sigur că iar ați avut ocazia să le cântați acele evenimente. Păi da, că tot pale le cânti, știi? Și când deja dai de o nuntă din asta în care trebuie să cânti mult, mult bihor și știi cât am fost de mândră și în același timp oarecum dezamăgită că în... Aici, în bihorul nostru, din păcate, nu se mai cântă. Nici vorbă. Și acolo mi-a fost mai mare dragul, dar lumea, dacă cântai o oră, nu se opreau din jucat. Știu. Deci, așa foarte, foarte le felicit, îi iubesc din toată inima când îi văd cum joacă și îți dă ție. Cât de bine te simți când da, iubesc, nu se poate acolo pe... Da. Da. Și vorbim nu de oamenii în vârstă jucând. Tineretul. Tineretul, și asta e un lucru foarte bun. Vedeți dacă ne mai uităm pe multe... clipuri făcute, să zic, pe YouTube, de la Sibiu, care își păstrează iar bine zona. Da. Bun, acolo e o interferență foarte mare, adică acolo se cântă foarte mult Banat, zona Banatului, dar tot tineri, tot, vreau să zic, nu neapărat ăștia în vârstă, știi, că zici, bă, când vii la oraș, zice, păi aia în vârstă joacă populară, nu e adevărat. Și de ce să nu zicem, și acum am avut o nuntă la Beiuș, în zona Beiușului, foarte mare, și acolo s-a jucat foarte bine și tineretul. Se mai joacă și în zona. Încă se păstrează. Îmi pare rău să spun aici, în Oradea, un pic s-o cam neglijat partea asta. Ajungi să cânți în județul Alba, dau un exemplu, că vorbeam din nunțile alea, să cânți mai mult bihor ca la tine bihor. Adică, da, știu. Oarecum, așa e... frustrant. Deci nu știu, încercăm să eu tot timpul, chiar dacă supăr și la o nuntă în Oradea, cânt bihor. Și dacă supăr, poate vezi, Doamne, pe tineretul care și că e mai emancipat un pic. nu știu. Nu jignesc, dar vreau să rămân un pic folclorul. Păcat că se pierd tradițiile, obiceiurile. Chiar nu vreau. Muzica noastră, să zic autentică acum, muzica populară, uite, în general. Iar avem o parte unde rămânem uimiți. Am avut nunți foarte multe la Cluj. Unde la Cluj, în urmă cu câțiva ani, noi, ca și muzicanți, nu știu, poate că eu, numai eu, dar poate și alții sunt la sentimentul meu, oarecum așa avem o frână, așa, mă duc la nuntă la Cluj. Știu că sunt obositor, oamenii DJ. Era foarte multă influență a DJ-ilor. N-am nimic cu DJ-ul, Doamne fel.
ei și au locul lor și au partea bună în formație. Dar acolo era implementată chestia asta, poate și cu sălile de evenimente, un pic făcea un contract cu un DJ și el îl dădea de la sală și în fine. Și foarte, foarte multă, cum zicem noi, bumții bumții. Adică era multă muzică de genul ăsta și atunci veneai tot cu folclorul și plictiseai, știi? Ei, s-au schimbat un pic vremurile. De vreo 2-3 ani de zile, și chiar am vorbit cu colegii de-a noștri, își bagă foarte multe banduri, miri sau banduri sau chiar formații de muzică populară, și populară, putem să zicem că e un band, până la urmă, adică formația de muzică populară. Uimirea noastră a fost că în continuu am cântat și prea puțin a ajuns DJ-ul să mai își facă treaba, să mai intervină. Nu erau curioși nuntașii și invitații, deci nu erau curioși să danseze deloc. Și în momentul când puneam mâna pe instrumente, luasem una microfonul sau cum era, nu conta, veneau la joc. Și tineretul. Și asta a fost, eu zic că e o îmbunătățire până la urmă și pe partea Clujului. Așa este, așa este. Credeți că succesul vine mai ușor dacă munciți împreună? Da. Păi nu, de doi puterea crește. Categoric. Și contrazicerile sunt pe măsură. De nu, contrazicerile sunt pe măsură. Nu e bună melodia. Așa, bună aia. Și când facem câte o melodie, păi nu e bună returnel la aia, nu e bună așa, se leagă și de mine. Nu, și eu mă leg de ea, că de ce nu faci așa? Că de ce, nu, dar mă întreabă, dar ce îți se face? Până la urmă, când zic verdictul final, că da, atunci mergem. Păi da, dar astea sunt toate discuții constructive. Cum să zic, adică așa spre binele nostru, cum ar veni. Și ne ajutăm unul pe altul și ne criticăm și ne... de toate. Păi da, așa trebuie. Că... Da. Un cuplu și în viața de zi cu zi, și pe scenă, la evenimente. Să știi că e mare lucru. Chiar mă gândeam așa la toate cuplurile, că am și tu știi. E mare lucru să fii împreună. Doream să te întreb. Cum de... este să ai un instrumentist lângă tine ca soț? Cum e foarte soțul tău? Bine. E foarte mare. Să că nu are nicio grijă. Eu da. Nu are grijă că e microfonul acolo, că e returnela aia, că nu are nicio treabă. Bine, da. Categoric. Bine, are noroc și o spun și o spun public, nu se pune problema și cu formația. Pentru că formația ca atare, lăsându-mă pe mine la o parte, vreau să zic, și formația îi pe măsură, nu... E protejată în formație, ca să zic așa. În ideea în care, acum tu știi că ești solistă și tu și știi, ce înseamnă un instrumentist să te călărească vis-a-vis de volume peste tine, tu ca voce. Vocea e voce, nu e un instrument care da. să biruie peste un instrument, vocea niciodată nu se poate. Și atunci, de aia este amplificare, de aia este tot, dar mare noroc să ai și instrumentiștii care, cum zic eu, să nu te călărească, știi? Adică foarte, foarte important. E o expresie muzicală, ca să zic așa, călăritul ăsta, dar asta îi, adică să cânte peste tine, să te omoare ca solist. E foarte important și colegii, eu zic că a noștri sunt chiar temperați pentru noi, top pentru noi, ca să zic așa. Cel mai bine ne simțim împreună, clar. Și ne știm rândul și... Da. Și parcă dacă mergi așa fără ei, parcă nu te regăsești, parcă merge, ceva lipsește. Mai ceva. Se întâmplă câte o colaborare de asta, nu spunem nimic, cântăm, dar sigur. De și fiecare se întâmplă cu lui. Și 100%, știi? Oricare ar fi soliștii sau instrumentiștii care cântă într-o altă trupă, nu se simte în largul lor. Dragi telespectatori, aici în platoul nostru Bihor TV este multă, multă voie bună. Cântece frumoase ne-au adus invitații mei, Simona și Ionuț. Simona, dragă, vreau să te întreb pe tine, ai participat la foarte multe concursuri, festivaluri, te-au ajutat în vreun fel? Povestește-ne puțin despre... Pe mine m-au ajutat foarte mult și știi ce îmi pare rău? Că acum nu mai e ca pe vremea noastră, ci acum vezi repede, apar pe YouTube, deja te cunoaște lumea. Dar atunci trebuia să depui în efort, să mergi la festivaluri, să obții, să te zbați, să obții premii. Era mult mai greu. Nu știu părerea mea. Mulți zic că nu, că pe vremea voastră a fost mult mai ușor. Nu. Eu contrazic total, pentru că te-ai zbătut mult mai mult ca să ajungi, să te cunoască lumea și festivalurile au avut un aport mare asupra soliștilor, din punctul meu de vedere. Și a fost frumos, ridile alea, știi, dinainte de concurs, emoțiile alea, fiecare și concurs. Gala, că trebuia să-ți dea prim.
Fiecare concursie, eu zic că te-a remarcat într-un fel. Știi, te-a văzut unul, te-a văzut altul, uite. Și îți mergea vorba, uite, de acolo, e talentată sau nu e talentată. Te-au ajutat foarte, foarte mult. Eu consider că m-au ajutat și m-au ajutat să mă prietenesc cu scena. Știi? Că, na, fiind tânără și necunoscând ce e scenă, mergând și în festivalul și având tangență cu oamenii, cu scena, te ajută foarte mult pentru viitorul tău, profesional și ca și solist. Deci pentru mine e o bucurie că am participat la... Ai obținut multe premii, spune. Da, am obținut. Unul ți l-am spus că am olimpiadă. Puțin așa la telespectatorii. Da, da, la olimpiada națională. Cum ți-am spus că la începuturile mele am fost la Tinere Talente, n-am luat nimica, următorul an am luat locul întâi, după aia la Mândrui Cântec cu Bihor am luat mențiune și următoarea ediție am luat locul întâi. Unde am mai fost? Doamne, că a fost că atâtea am... Dacă... Ai fost? Da, a fost la foarte multe. Cât de cele românilor de pretutindeni, care s-a ținut în... La unde s-a mai ținut? Și am obținut locul întâi. Dar foarte multe festivaluri, dar nu le mai... Prin nu țară, mă refer. Da. În țară a fost foarte mult. Și ești mândră de ceea ce ai realizat. Da. E o experiență foarte frumoasă și... Da. Venind eu din Bihor și reprezentând zona Bihorului și mergând în spectacole și să obțin locul întâi, era un mare lucru. Și, nu știu, parcă te ambiționa, te făcea să vrei și mai mult, și mai mult, și să... Nu știai care sunt concurenții, oi, acum cu cine o să nimerez? Că noi deja ne știam între noi care cât sunt de talentați și de buni. Da, era o concurență frumoasă și constructivă. A fost frumos. Totdeauna te motivează concurența. De multe ori. În cam toate domeniile, dar să le știi face și față. Da, și concurenței. Ce înseamnă, Simona, pentru tine familia? Știu că ai un băiețel, aveți, de fapt, un băiețel frumos, da, ca și voi, și bănuiesc că și talentat. Măi, încă eu zic că e prea devreme, îi place lui să cocheteze cu saxofonul, ca îi place, dar degetuțile încă nu-i ajung acolo unde trebuie. Familia pentru mine este totul, adică iubesc din toată inima mea și poate că nu mă arăt eu chiar atât de... Că așa zi eu mai săgetătoare, știi cum ai zis? Dar e sufletul meu și fără ei nu e nimic în lumea asta. Chiar e echivalent zero dacă n-ai familia lângă tine. Așa este. Copila și soțul, nu știu, e cel mai frumos lucru și ești cel mai împlinit tu ca mamă și ca soție să iei aproape, să fie sănătos și să, într-un cuvânt, să fie lângă tine. Așa este, Ionuț. Da. Spune-mi, te rog, ce-ți gătește Simona? Simona când mai apucă printre rânduri, știi? Gătește. De ce să zic că nu gătește sau... Da, gătește. Da, acum și tu spune-le, te rog frumos. Simona gătește, dar eu întotdeauna o critic. Ca să știi și te lezi. Nu. Sigur că sunt diferențe de mâncare. Să zic că eu dacă vin de la Huedin, am crescut într-un anumit fel. Dar acum m-am învățat și cu bihoreani. Spune-te o frumos tema mâncare care ți-am făcut-o și printre foarte puținele dăți, adică ieri am făcut un guiaș de vită, că el mănâncă doar vită, porc nu mănâncă de foarte mulți ani de când a intrat la cură de spire, pe vremea aia a fost nu știu câți ani, mulți ani, așa, și într-un final mi-a zis că e bun. Deci e bun, da. Deci chiar a fost bun guiașul, de obicei îl critic. Cred că moștenesc un pic pe mama. Da, mama cred. Nu zice niciodată e bun, știi? Zic, aproape bun. Sau, știa, Ian, până m-a înțeles prima dată, zice, bă, dar să nu-i place nimica. Dar eu, așa e felul meu, dar eu sigur că o apreciez pentru ceea ce face și nu pot să spun că acum e foarte greu. Noi suntem tot timpul plecați și așa mai departe. Mai ne răsfățăm, mai ieșim că la câte un restaurant, dacă nu are... N-apucăm. Îi zic de multe ori, bă, lasă-le că merg și cu asta, că oricum mâine plecăm. Mai gătești ceva, aruncăm mâncarea sau ce facem? Că când vii acasă nu ți-o mai trebuie. Nu mai ți-o trebuie. Na, mai dar... mergi la mama, mai la soacră? Da. Na, mai să știi că nu. Mama deja e la Vărășeni, până ajung la ea, mă duc la un restaurant și mănânc. N-a merge la mama mea. Ea e aici, mai și asta, dar... Cum zic, tot timpul, ba, mai se ivește și pe săptămână câte o invitație undeva la cineva, păi
Tot timpul mergem undeva. Și socotesc. Simona zice, mâine fac mâncare așa sau ne-am trezit, nu, să fac ceva de mâncare. Nu, nu mai face că mâine mergem acolo, apoi mâine plecăm înapoi. După ce să mai... Nu e socotelele nici cum. Și atunci zic, mai, nu mai face acum că n-are rost. Că... Vezi ce bărbat bun ai. Nu te pune la da. De mâncare. Nu. Bine că nu mai ai apucat și eu. Că n-am mai făcut mâncare. Mai glumesc cu ea. Zic, mai de bine mult n-am mai una. Făcut de mâncare, știi? Da? Na. Nu, trebuie să fim, cum zice și ea, familia să fie familie și din punctul ăsta de vedere, să fie o înțelegere și dintr-o parte și dintr-o. Sigur. Auzi, știi că asta vreau să spun mai devreme, că știi acum și tu știi că l-ai pe soțul tău lângă tine. Noi suntem 24 din 24, adică știa că plec de acasă, nu, el măsură sau eu nu sunt pe el dacă plecă de acasă, parcă suntem așa, știi? Prea uniți, sudați. Da, și mă gândesc alții care până la urmă într-o zi normală se văd, nu, unul merge la lucru în stânga, unul dreapta, se mai văd seara, tot ea se ceartă mai mult. Noi că, dar zic că nu e, adică noi ar trebui să ne certăm, cred că să știi că nu e așa. Să știi că nu, adică cel puțin eu vorbesc din punctul meu de vedere, eu cred că n-aș putea fără el. Știi că deja de atâta timp, dispare, adică dispare un ceas jumate, două. Ceva nu e în regulă, știi? Ceva lipsește. Adică... Da, vezi? Asta e. Și... Da, e că nu așteaptă să fugă de acasă. Îți spun eu. Da, nu. Și soția și soțul. Da? Te doresc fiecare... puțină libertate. Da, da, da. Păi acum, da. Păi n-am întrebat, sincer. Da. După o oră jumate, careva ne sună. O oră jumate, două. Dar unde ești? Știi? No. Asta da. E întrebarea lui. Dar totuși, unde ești? Unde ești? No. Nu e vorba aici că mulți interpretează și nu. Partea aia că gelozie, că nu, la noi nu a fost cazul de așa ceva niciodată, pot să spun chestia asta și public o spun. Dar unde ești? Ca să știu de tine. Da, nu, normal, asta normal. Pentru că obișnuința, fiind, cum au zis și ea, de dimineața până noaptea și iară dimineața și tot și așa. Și l-a cântat și l-a cântat și peste tot, atunci sigur că ne întrebăm unde suntem unul cu altul. Simona, ai atâtea melodii frumoase. Spune-mi, te rog, care este preferatul tău dintre multele melodii pe care le ai? Mai știi tu că aia care o scot ultima dată, aia mă place. Serios? Da, parcă nu. Dar nu, din Bihor, te referi tu sau în general? Care ți-e cea mai dragă din repertoriul tău? Din zona Bihorului acum, cea mai dragă mi-i spovedește-mă, părinte. Deci aia la sufletul tău. Da, aia atât am stat să o tot întorc pe toate părțile, da, el cu returnela, eu cu vorbele, erau puse pe hârtie, tot, dar eu tot mai așteptam melodia acolo să vujească așa cum îmi trebuia mie la ureche. Și într-un final am ieșit ce îmi place. Și la texte, da. Și la linia. La texte nu mă la pare. La texte nu. Îi spun dacă ceva, deci nu se pare când... Mai nou, da. Da, și te-ai spus toate. Nu mai, tati nu, deja nu mă mai ajută de mult, nu dar și la text, dacă mie nu-mi place ceva, că n-ar înțelege omul ceva, nu pune cuvântul, găsește, indiferent, chiar dacă nu-i spui eu cuvântul, dar găsește ceva alternativă, că nu-i bine acolo, că nu înțelege omul ceva. Poate că mă mai bag așa cât de cât, dar, da, așa mai zice. Dar la partea, la linia melodică, acolo cam bag eu. Și tu ești șef acolo. Da, pot să zic. Dar și eu mă bag acolo. Și să-i cadă și ei bine. E ca și întindere, ca și am văzut cum am făcut o melodie, chiar o horă mică de Banat, am făcut o melodie și ea oarecum reproșa cumva mie că eu am făcut, mă rog, eu am cântat cu saxofonul, eu am făcut un mic studio acasă, noi acolo și ne facem noi toate treburile și cântam acolo și o vedeam că să avea întindere, dar acolo într-un loc de câteva. Imediat am umblat la ea, i-am făcut de jos în sus, unde sus în jos și a ieșit foarte bine și a fost tot în regulă. Dar sigur că putem umbla împreună, adică și la o melodie și la o linie, ca să nu-i fie, nu neapărat greu, dar și să se lege una cu alta și textul cu linia melodică. E bine să cere sfatul unul altuia, știi că normal, la urmă părerele sunt diferite, dar ajungem la un consens până la urmă. Cum ai făcut așa? Că nu pot să urc acolo sau nu știu ce. Da. Zic, stai un pic, dacă nu e așa, facem altfel, nu-ți face probleme. Da. Discuții constructive, cum le zic eu. Da, așa. Da. Și care dintre piesele tale ți-a adus cel mai mare succes? Aici e cu cântec. Adică de ce zic cu cântec? Ea categoric, cine o cunoaște? Păi o cunoaște
cel mai mult pentru melodiile de Bihor. Da. Și aici un aport au avut cam toate, că noi am scos foarte multe de Bihor. Și, cum să zic, au avut Cântă, cântă, Hididi și ai început-o prima dată și o reimprimat-o cu mine. Aia, săraca, cred că de vreo 3 ori a fost reimprimată. Da, a fost reimprimată cu mine, după aia am lăsat-o așa și sigur că de acolo au venit Prinde-mă Petre de Șale, iar o melodie care a fost... Uite, ai făcut-o mami textul. Da? Da. A fost bun, după aia o grămadă de piese, nu pot să spun că aia sau aia, pentru că știi... La fiecare piesă cred că am avut alți iubitori de... Cel mai bun test pentru... Asta e publicul, adică de multe ori vezi publicul cântând cu ea. Eu poate ea, ei observă și ea, dar și ca să zici, bă, cântă muzică de Bihor, tânărul ăla, joacă acolo și cântă cu tine. Știi? Sau am o melodie de Banat care, eu zic, a fost foarte cântată și cerută, N-am să o iubădiță, care e o melodie din zona Banatului. Nici nu m-aș fi gândit că poate să fie atât de iubită, fiindcă eu nu sunt bănățeancă, că-s bihoreancă. E complexul pentru Ionuț? Nu, să știi că nu, e ca melodia a făcut-o el și textul mi-l-a făcut Adi Drăgan, la Buziaș. Da, deci din zonă. Care e compus și lui un text așa frumos. Altu? Nu, prea avut așa treabă cu mine. Nu, e făcut și lui o melodie. Nu, am făcut treabă cu tine. Nu, eu i-am făcut toate, dar... El m-a făcut multe surprize. I-am făcut foarte multe linii melodice, dar ea nu s-a gândit. Nu-i târziu niciodată. Da. Deci Prinde-mă Petre de Șale. Aia îți place ție cel mai mult. Nu! Tot despre scăza anunțat, toate îmi plac. Adică, da, ți-am zis, aia cu spovedia și mă părinte place. Te provoc un pic de cânt, așa o strofă. Da. De a zis care ți-e cea mai dragă, aia să ne-o cânti. Vă cânt. Tu l-ai, Doamne, băriuță, la 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 la, cu stai pe locul desculță, la 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 la, desculță și dezbrăcată, la 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 la, vine și tiețu cu odată, la 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 la. Ei, hai, hai, spovedește-mă, părinte, că-s bătrân și fără minte, la 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 la. Ei, hai, hai, nu poți meri nicări, mă boluză-ți mândrilimă, la 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 la. Bravo, mi-am obdecat și tot strofa. Da, mă găsește una cu vocea. Da, n-ai încercat niciodată vocal. Cum se numește? Dar nu ți-am zis care e melodia lui. Da. Când da, a fost tânăr, o cochetat și cu... nu, vreau să... Deci, eu vreau să le remarce. Nu se remarce, pentru el a cântat de la orgă, la vioară, la taragot, la fluie. Nu! Și ai cochetat și cu vocal. Cum să nu? Păi scoateți o melodie împreună. Mami, tot asta spune. Vai, dar de ce nu cântați o melodie împreună? Ideea e că eu de ce am cochetat cu vocea? Nu mi-a fost drag. Eu n-aș schimba instrumentul meu cu 10 voci odată. Nu aș schimba. Așa ca și idee, ca să spun. Dar nevoia te învață de multe ori. Și cum a fost acolo când cântam la Huiedin și aveam trupe, cântam eu, cânta Cipri Muri, colegul meu, cânta din gură. Trebuia să scoatem cumva o nuntă, că foarte mult în vremea aia să cânta instrumental. Și de joc, și de toate. Și atunci venea momentul de masă, de pahar, nu știu ce, trebuia să cântăm ceva. Și apoi așa am cântat-o din gură, dar... Păi, dar te poți mândri că ai cântat, vezi? Niciun talent așa. Asta pentru că nu-mi prea plăcea, știi, nu-mi prea plăcea, nu și nici mod deosebit, nici acum nu-mi place. Dar partea, cum am zis, eu nu schimb saxofonul cu vocea niciodată. Normal dacă l-a iubesc. Sau taragotul, deci nu schimb niciodată. Achim, te moștenește? Am văzut că ai pus saxofonul în mână. Da, acum am făcut ultimele 3 videoclipuri care le-am făcut, mă rog, în zona Radului, acolo le-am filmat. Și zic, tati, vrei să-ți... un saxofon el cu tine, vin în clip. Da, vin. Prima dată eu am zis că poate că n-o să plictisi și nu știu ce, și filmările vezi că sunt toate lungi și nu știu ce, și vin 3 clipuri. Băi, din 3 clipuri nu l-am putut scoate afară. În continuu, că tati, îl vedeam că îl doare mânuța de la saxofon, de la nu știu ce, dar nu lăsa. Nu lăsa nici cum. Acolo era el lângă mine și tot timpul să mă uita la mine, mai eu nu-l băgam în seamă, știi că na, trebuie să mă uit eu pe la camere și pe la astea, dar nu s-o lăsa săracul. Și-o zis că de câte ori are clipuri, avem clipuri de făcut, el vine cu... Ai văzut? Dar are înclinație. Înclinație ar fi. Pe cine moștenește? Pe tata? Pe mama? Aici, pe el, da. Deci vreau să spun că ia toate mișcările, toate schimbările. Fură meseria, de fapt. Dacă nici nu te aștepți. Nu prea ajunge cu dezetuțele pe acolo, nu prea...
Nu, deștile mai scurte ca la tatăsu. Și nu ajunge pe acolo la clape și el e oarecum, dar acum oare mi-a mai crescut mânuța, mă mai întreabă. Dragă, ce să facem? Spune-te, încântat. Încântat, da. Și place, că dacă vrea, și să știi că nu e un copil, zic eu, înțelept și înțelegător. A fost de când a fost mic, niciodată nu a fost copilul care, vai, dar de ce mergeți la cântat? Dar când veniți, da, să facă crize, niciodată. El întotdeauna a înțeles, acum te duce la bunia aia, la bună, la... Și nu prea schimb, nu prea schimb. Dacă l-ai lăsat într-un loc, poate să vină nu știu cine după el, că nu prea poți lua de acolo. Cel nu, mai... Aici m-a lăsat tata și mama. Serios? Da. Și cel mai greu pentru mine ca mamă, e perfect oriunde las. Dar atunci când e bolnav, mama, mi se rupe sufletul, că eu trebuie să plec și poate fi brăcit sau asta și da, sigur te-i dispui. Tu când și el săracul... Da. Anul ăsta și nu a fost deloc plăcut, dar știu. Asta e meseria și cei din exterior o văd, vai ce frumos, merge să cântați, dar nimeni nu știe de fapt ce e poate în sufletul tău, că tu trebuie să-ți pui masca pe față, să zâmbești și să fii acolo în mijlocul lor, să-i înveselești. Da. Normal, care nu o să le știe nimeni, că nu are voie să le știe, că noi trebuie să ne arătăm de fapt ceea ce știm mai bine, să cântăm, să-i înveselim pe ei. Și să fim tot timpul veseli, da. Prin nevoie bună să... Da. Asta e meseria, dar e frumoasă. Are da, părți frumoase și mai are și mai puțin frumoase, cum e asta care ți-a Ionuț, zis. Ionuț, fiica ta, Andrada, cântă și ea. Cum da. E să-ți vezi copii că scalcă pe urme? O mare mândrie. Eu, și e foarte talentată și Andrada. Da, e talentată. Acum, sigur că tot timpul a fost cel mai bun critic a ei. E că, na, eu tot timpul i-am spus, tati e așa. Ea e foarte exigentă cu ea. Exigentă, de ce spun chestia asta? Că ea nu vrea să scape nicio firmitură de cântat, de nu știu cum, dar de multe ori vezi că, mă, voi știți, voi sunteți mai trecute din până chestia asta, nu prea multă lume cunoaște că tu ai scăpat un melism acolo sau că tu ai scăpat nu știu ce. Și am spus, mai dragul tati, tu trebuie să te duci înainte, indiferent ce se întâmplă, de că ai greșit acolo, nu toată lumea e atentă la tine. Ca să o pornesc cumva. Dar, sigur, pentru mine e cea mai mare mândrie că iar cânta și vreau să crească cât de mare. O susțin cât pot și o încurajez cât pot. Sigur, e foarte, foarte și greu. Da. Am mai dus-o și noi cu noi la nuntă, dar e foarte, foarte greu și vreau să fiu înțeles. E chestia asta că Simona fiind în față, e foarte greu să intre Andrada după ea, în ideea în care ea e un nume, e cunoscută, Andrada e ok, cântă bine, dar lumea așteaptă altceva. Deci eu asta aș vrea pentru Andrada, de exemplu, să aibă o trupă ei și să, pe lângă un solist, pe lângă cineva, că nu vreau eu să îi fie foarte greu, ca și orice părinte vreau să-i fie mai ușor. Dar să fie un să aibă un să ajutor. Fie ea, să nu fie în umbra cuiva. Să nu fie în umbra cuiva. Ea tot timpul dacă vine cu noi, e în umbra lui Simona și nici eu cu mami de vezi, nu am nici cântat. Nici ea nu a putut cu maica sa. Era mami, na, eu mama era să avea trupa lui. Ei și ea avea trupa ei. Era. Pentru că nu poți înainta așa bine. Așa deci, este. Că noi ajutăm categoric, ajutăm și o susținem cât se poate. Așa este. Simona, ai foarte multe costume populare și cel de pe tine. Da, cam nou. Spune-mi, te rog, mai știi câte costume ai? Am multe, mi-s dragi. Chiar ziceam că n-am îmbrăcat de mult costumul de Bihor, de la ultimele filmări care le-am avut. Și mi-e drag să mi le iau pe mine. Acum chiar am fost dor. Ce reprezintă pentru tine costumul popular? Și la un eveniment mândria unui merge? Solist, adică eu sunt mândră să-l port. Nu știu, la evenimente nu mai port pentru că am asta purtat. Asta am vrut să zic că da, doar port. Că nu mai port. Știi de ce? Pentru că eu trebuie să cânt și alte genuri. Și atunci, adică pentru mine, din punctul meu de vedere, e aiurea să cânt în costum popular și eu cânt ceva muzică de dans. Nu știu ce să zic, știi? Nu merge bine. Nu dă bine, părerea mea. Acum, hai că mai faci un etno. E ok, o parte de etno e un pic acum ajutat de o populară mai modernă, ca să zic. Dacă aș cânta numai populară, categoric, îți vezi mai că ar fi plăcerea mea să mă duc să mă îmbrac în costum și popular. Și când cântai populară, numai costum național. Era. Da, așa era. Toată noaptea. Dar acum cânt de toate și pentru toți și atunci îmi trebuie câte o rochiță mai nouă. Tot timpul mai nouă, că noi tot timpul ne schimbăm
garderoba. Că așa neapărat. Suntem noi. Da. Așa suntem. Povestiți-ne o întâmplare, hazlie, pe care ați avut-o la vreun eveniment, dacă vă aduceți aminte. Noi, hazlie, tot timpul. Care v-a rămas vrei așa să spun anul trecut. Minte. Vai, spune. Ne-am dus la majorat, la majoratul fetei nașilor noștri. Deci vreau să spun și ceva n-am pățit niciodată. M-am dus, da, toate bune și frumoase, mi-am pregătit cu un bărg de valiza, cu umerașele, cu... Ionuț, ca niciodată, s-a gândit să fie drăguț să mi le ducă jos din cameră. Mi l-a dus, l-a lăsat acolo pe cuier, știi? Și numai valiza am dus-o cu mine și m-am dus, am pus valiza și când se mă îmbrac, toată lumea se îmbrăca, băieții, își lua umerașul, doamna solistă, cu umerașul, nu-i. Eu nu rochiță. Nu, el l-a lăsat la păcuier. Le-a pus păcuier și le-a uitat de el. Că mai ia cineva de păcuier ceva. Păi dacă nu le-ai dus, că eu tot timpul când mă duc de acasă, mi le duc eu. De atunci și până atunci, dar și de atunci, nu le mai las de mine. Te mai bazezi pe el, va. Dar ce ai făcut în situația? Nu știi pe la cine am sunat. Vai, dacă de rău m-am simțit în noaptea aia. Da. Deci așa ceva am zis în veci. Bine că aveam pantofi, parfum, ciorapi, dar avea rochiță. Mereu mă împuchicăi. Da, deci a fost hazliu, dar neplăcut în același timp. Există prietenii adevărate în breazla noastră a artiștilor? Măi, sau nu știu ce să spun. Doar, este vorba doar despre prietenii e de conjunctură? Clar că fiecare luptă lui să fie bine. Dar... Eu vorbesc de mine. Da. Eu consider că da. Eu sunt un prieten și un coleg sincer. Chiar dacă îi spun unui coleg prieten de-al meu și am de spus, îi spun nu să se supere, îi spun cu toată sinceritatea mea și chiar eu din punctul meu de vedere pot să fiu un prieten și un coleg sincer și bun. Prietenii între tine și da, cum să nu? Da, da, pentru și asta. Țineți legătura. Și bine ca să fim așa unii cu alții, chiar numai că știi că, nu știu, se mai întâmplă și să se întâmple și alte neplăcute, știi, printre, din păcate. Dar, în general, dacă tu ești corect și bun, eu zic că asta trage. Așa este. Ce proiecte și colaborări de viitor aveți? Proiectele sunt mari, tocmai ce ne-am... Avem vreo 3 piese în lucru, dar nu de muzică populară, așa cum am zis, din păcate, trebuie să ne mai axăm și pe... Da, dar acum ce este lucru acum? Și o să le pregătim celor care ne ascultă, celor care ne îndrăgesc, multe proiecte noi și abia așteptăm să le aducem în fața telespectatorilor, celor care ne iubesc și ne urmăresc. Abia așteaptă să vă asculte. Tot timpul aduceți ceva nou și frumos. Așa adică sperăm. Sperăm să fie pe placul lor. Eu vă mulțumesc de suflet pentru că ați acceptat invitația mea din această seară. Cum să nu, cu tot dragul. Pentru că v-am așteptat de mult, dar așa cum am spus, ați fost foarte prinși cu foarte multe evenimente, da. Mult de lucru și vă înțeleg, familie, copil. Nici n-a pus, nu știu, așa se termină săptămâna asta, că nici bine n-ai terminat evenimentele, intri în săptămână, îți mai faci, că mai ai unele altele de făcut și iar e weekend și iar... Da, eu... așa zboară timpul. Da, și vezi că deja e gata sezonul. Foarte repede a trecut. Așa este. Iar acum, pe finalul emisiunii, dacă doriți să salutați pe cineva drag de acasă, să faceți vreo dedicație sau să transmiteți ceva telespectatorilor noștri care ne urmăresc. Da, cu drag, toate melodiile din această seară vrem să fie pentru toți iubitorii, pentru toți cei care ne apreciază. Vrem să ne salutăm familia, părinții, frații, copilașii, neamurile, nașii, toți cei care au urmărit emisiunea din această seară. Ne-am simțit tare bine aici cu tine și vrem și noi să-ți mulțumim pentru că ai ales ca în această seară să fim lângă tine și lângă telespectatorii care cu siguranță ne-au urmărit. Vă mai aștept cu mare, mare drag, dar promiteți că o aduceți și pe Andrada și pe mama ta, pe Felicia Costa. Sigur că da, cum să nu. Facem o emisiune. Nu ne mai ajunge aici câte persoane o să vină pe cadru. Ionuț, dacă ai și tu de salutat pe cineva sau... Simona, eu salutat pe toți, să-i salut și eu familia, părinții, socrii, frați, nănașii, pe iubirile mele, pe copilașii mei, pe Andrada, pe Achim, ce să zic, pe toată lumea, colegii noștri care ne mâncăm pita zilnică. Salutăm și colegii de breazlă pe toată lumea. Să nu fie cu supărare pe toată lumea. Să nu fie supărare pe nimeni.
N-aș fi în toată lumea să fie împăcată. Îi salutăm și îi îndrăgim pe toți. Săziana, să știi că acum tu ai vorbit aici și tot ne-ai lăudat, dar urmează să te lăudăm și noi pe tine și pe soțul tău, pentru că ați făcut un lucru foarte mare pentru noi, pentru bihoreni, această televiziune, pentru că pentru noi, pentru bihoreni, eu zic că e o mândrie să avem o televiziune Bihor TV, unde aduceți, zic eu, artiști de seamă, cântece frumoase în casele oamenilor și chiar mă bucur din suflet și vreau să vă felicit și Dumnezeu să vă țină puterea ca să puteți să faceți lucruri frumoase și sunt sigură că veți face doar lucruri frumoase. Mulțumim frumos! Împreună cu voi, bineînțeles, vom face lucruri frumoase. Dar cum să nu a venit aici, am zis că suntem mândri de ceea ce ați realizat. Și mulțumim, ne bucurăm și vă mulțumim! Și eu țin să vă felicit pe voi, așa cum îmi place mie să-i zic la Cătălin, director. Și tu, Sânziana, ați făcut ceva ce mulți ar fi încercat să facă și nu reușeau. Voi ați reușit să, nu numai prin muzica de bihor, și am văzut că și urmăresc postul vostru și tot timpul, poate mai mult stă pe Bihor TV ca să văd ce mai apărut, ce mai... Foarte frumos, țin să vă felicit încă o dată, mă repet. Ce ați făcut voi, puțin pot și reușesc să și facă. Să vă dea Dumnezeu putere să puteți ține pasul cu toți, să-i depășiți pe toți. Da, asta vă doresc. Da, vrea cel de sus. Mulțumim frumos. Da. Chiar ce faceți, faceți cu mare, dați dovadă de mare profesionalism. Acum, sigur, concurența, vezi, iar ajungem la chestia cu concurența, că concurența muzică, concurența și în televiziuni, că până la urmă asta e. Să vă ajute Dumnezeu încă o dată să ne ajută puteți la toată lumea. Fiecare să ne vedem. Să vă bucurați de ceea ce ați făcut. Și, da. Mare, mare lucru ce ați făcut voi. Și realizare. Și realizare. Mulțumim frumos. Să vă ajute Dumnezeu. Și vouă, Doamne, ajută-vă. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în această seară. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în edițiile următoare, în care vom încerca să aducem multe cântece frumoase, artiști frumoși care o să vă încânte sufletele. Până data viitoare, vă doresc o seară frumoasă, la bună vedere și urmăriți Bihor TV. Thank you.